Bine, v-am găsit băieți la un nou videoclip de Forza Horizon 4. Astăzi, băieți, o să vă prezint un Audi R7 Sportback. Haideți, băieți, să vedem ce poate această mașină, ce viteză vom prinde cu ea și, nu totodată, cum sună această mașină. Nu uitați, fanii care sunteți Audi, să lăsați un comentariu, să lăsați un like acolo, pentru videoclip, dacă v-a plăcut sau nu această mașină. Hai să vedem, băieți, cum sună această mașină. Un interior superb, îmi place chiar extrem de mult. Dar haideți să vedem și ce poate această mașină, băieți. Să vedem cum se comportă pe drum. După cum puteți vedea, suntem și în sezonul de iarnă. Curios ce viteză vom prinde pe autostradă. Cum puteți vedea, fuge un pic fundul, din cauza sezonului. Curios, mă, băieți, cum se va descurca această mașină. Hai să vedem. Nu uitați să ziceți acolo în secțiunea de comentarii ce viteză vom prinde. Ce m-am putut uita? Arăt un pic controlul. Am pierdut un pic controlul. Cum puteți vedea, băieți, se mișcă chiar superb, place să ne mult, mai ales cum arată. Da. Am prins peste 400 cu ea, nu sunt sigur. Portă chiar foarte bine și pe drum. Sună și bine. Chiar să-mi spuneți părerea voastră în comentarii. Dacă a plăcut sau nu sunetul acestei mașini. Aoleu, intrăm pe zăpadă.
Cu și trenul. Am fugit un pic aici roțele. Iar în sezonul de iarnă, ce să vă zic, e cel mai greu și iar nu-mi place deloc. Deloc, dar deloc. Se pare atât de greu și de controlat mașina și cap. Dar se ține și bine chiar dacă e zăpadă. Ține chiar foarte bine. Iar îmi place cum sună și cum se mișcă pe drum. Fiind sezonul de iarbă. Patinează în gol. Sunt chiar tare că patinează în gol. Iar asta e sezonul de iarnă, nu avem ce face. Nu uitați, mă băieți, să dați un pumn acolo butonului de like. Și cu dată, comentați ce ziceți, dacă v-a plăcut sau nu această mașină. Și să-mi ziceți ce viteză am prins cu ea la acel speedway pe autostradă. Și ce părere aveți și de mașină, am primit. Să vă pun imediat să o studiați, e mai bine, zic așa. Chiar că ninge ca lumea. Deci să vă zic, e chiar greu. Să opresc nițel aici. Am atât, băieți, cu acest videoclip de Forza Horizon 4. Nu uitați să dați un like, un comentariu și să mai ziceți idei de mașini care să le facem în următorul videoclip. Atunci, vă doresc o zi bună și vă salut cu stimă și respect. M-am pupat. Salut!